Gorjenii care vor să șofeze trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare pentru a obține documentul ce le dă acest drept. Din această cauză, tot mai mulți tineri s-au încumetat să ia lecții de șoferie și să se prezinte la examen. Șefii serviciului eliberări permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor spun că anul trecut au avut aproape 20.000 de persoane evaluate, însă 2010 a fost mult mai sărac. În cursul anului 2010 au fost examinați 19.968 de candidați față de 25.691 în anul 2009. Sigur, după cum se observă, avem o scădere de 6.640 de candidați. Probabil că această scădere se datorează lipsei resurselor financiare. Cei care au făcut totuși rost de bani pentru a face cursurile și au avut ghinionul să fie programați la examen în acest sfârșit de lună trebuie să mă aștepte. Ultima zi de evaluare a candidaților va fi 17 decembrie, urmând ca ceilalți să fie reprogramați pentru începutul anului viitor. Având în vedere creșterea valorilor de trafic în municipiul Târgu Jiu, în perioada 17 decembrie 2010, 10-1-2011, examinarea candidaților în vederea obținerii permisului de conducere a fost oprită. Ce se întâmplă cu cei care trebuiau să dau examenul în această perioadă, în aceste zile de sfârșit de an? Cu siguranță școlile au fost anunțate, nu se întâmplă absolut nimic grav, ei sunt programați începând cu data de 10 ianuarie 2011. Cei care au făcut școala de șoferi în acest an au scos din buzunare aproximativ 1.000 de lei pentru un permis de conducere categoria B.